Alfabetul conviețuirii a adus împreună la Ploiești tradiții, dansuri și obiceiuri din 19 țări. Evenimentul conceput de Uniunea Elenă din România, cu scopul de a încuraja dialogul intercultural, a reușit și de această dată să impresioneze publicul prin paradele specifice. După încheierea paradei, publicul s-a putut bucura și de un concert. Au fost prezenți spectatori din toată țara care au mărturisit că au rămas impresionați de toate momentele artistice. Foarte frumos, neașteptat de frumos, nici măcar nu sunt din Ploiești. Costumația la toți mi-a plăcut foarte tare. Și parada în sine a fost spectaculoasă. Exact, exact. E a 10-a ediție, eu am participat ca spectator la ultimele 5. Este reușit. Cu toate că nu se realizează pe bulevard și la Monumentul Vânătorilor, totuși esplanada Palatului Culturii este destul de potrivită și sper să fie foarte frumos în continuare. Evenimentul a ajuns anul acesta la cea de-a 10-a ediție.